Uite așa se începe o zi de filmare. Și am vețea? Te rog, filmează peisajul, să vezi, să vadă lumea. Ne vedem aici. Dar e proprietarul meu sau să vadă acest video, să te duci. Voi închideți ușa totuși că poate vine ăsta, mă mi-e frică. Problema este că aerul condiționat nu merge, poate că ți-ai dat seama. Deci că am închiriat doar asta, nu și aerul condiționat. Sunt mor tu! Ce mai zic că poate să vede dracu ăsta pe net și mă dă în judecat. Niște scaune nu ne dați, domn proprietar, să sugeți ochiul. Te joci cu focul. Sunt la un punct să vă dau afară din casă pe tot. Avem păr pentru tot Brăneștiu. Ce liniște s-a făcut, n-avem voie să vorbim pe ea în casa, nu? Deci trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să nu se pună ploaia. Câte agitație în jurul tău, Mira, pentru ce te pregătești așa intens? Pentru ceva nou pentru voi? O să fac o piesă în engleză, pe engleză mai degrabă, și engleză și spaniolă. Noua metodă de aer condiționat. După primul drop, stați 1, 2, 3, 4, da, închis. Rămâneți închis, 1, 2, 3, 4, deschideți 5, 6, închideți 7, 8. Încă tot arată, văd și-o lumea de sus, asta e momentul meu. Am apucat de filmat! Murim de cal, suntem la primul cadru. O să mă mănânce, sunt clar în 30 de secunde. Ok. Hai, fugiți! Oficial m-am mâncat în țară, m-am mușcat și din nas, efectiv. M-am căzut și în genunchi, am genunchi praf. Da. S-a luat pielea, bine că am dat fond de ten, nu se vede acum, dar vă arăt. Am fost, o să pun, da, contra, dau fără să vezi ce genunchi. Ce fază sunt soplilor? Este 10 și nu știu cât mai stăm, cred că mult și bine. Nu. Știu că avem 12 ore de filmare. Până la 3. Până la 3? Până la 3? Bună, Mihai, bună! Sunt undeva în Brănești, cu ceasul tău, și nu am terminat, ce credeți? Mă nu știu cum apuc, am terminat nu știu al câtelea cadru, urmează să spun niște pahare, îmi cer scuze că mănânc cu gura plină. Mănânc cu gura plină, Iule. Să nu mai pot, sunt super obosită de aici. Cine ce card și nu muncesc? Nu știți nimic. Nu știu care spuneți asta. Sunt atâția oameni aici care muncesc în momentul ăsta și care sunt terminați psihic, fizic și eu mai știu cum. Abia aștept să vedeți ce este, că și eu sunt la fel de nerăbdătoare. Și mai ales să ajung acasă la Pablo. Băi, știu că nu este politicos să mănânci, să vorbești. Să vorbești cu gura plină. Dar este singura mea pauză și în pauză trebuie să fac altceva, înțelegeți? Dacă nu le combin, o să mor de foame. Dacă mor de foame, nu mai pot nici să fac așa ceva. Nu știu ce mănânc aici, dar piesa m-a stos. Are ceva stos. Sper să vă placă ce am făcut. În momentul în care lansez, dacă nu săriți acolo cu comentarii, indiferent că sunt de bine, că sunt de rău, măcar intru în trend, știți? Nu mai comentați! Comentați că... Hai de bine! Pa, pa, pa!